Salut! Salut și eu! Sunt și eu aici, salut! 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 Astăzi o să vă arăt a doua colecție de petarde. Am o banană de la Faceo. Un vulcan. Dar nu-l vedem. Adică poziția. Un vulcan! Un vulcan, eu mi l-am cumpărat. E și al meu și al lui Alexandru. Niște dumbumări de la petarda, dumbumări petarda. Le recomandați? Nu. Sunt niște panarame, au costat 70 de lei, acest pachet de 30 de dumbum, și sunt ca un picolo când pocnesc. Mai încet. Deci sunt niște panarame, fake, 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 nu recomandăm. O folie de FST-uri. O folie de FST-uri, recomandați? Da. De la cine? De la Mircea Anton. Anton. Cel mai tare. Niște picolo, 10 pachete de picolo. Nu le vedem. Hai, stai să scoatem dumbumurile. Și am luat și niște biluțe din astea. Le recomandați biluțele? Nu. Nu. Bani aruncați. Niște PP1, asta e desfăcută, asta să vă și arată, nu? Asta le recomand. Da, PP1. Da. Două, am două cutii. Două cutii de PP1. Așa. Niște petarde de semișcoață. Cele mișto. Demonstrație. Super. Așa. Trei seturi de circumblițări. Bine, două seturi și un pic au fost trei. Așa au fost, așa au fost și două seturi de FP3. FS3. Dar s-au pocnit. N-am niciuna desfăcută să vă arăt. Desfaceți una. Așa desfac asta. Așa arată una. Nu scrie nimic pe ea. Mie nu scrie câte grame are. Pocnește? N-ai încercat? Ba da, am încercat, dar nu din pachetele astea. Am înțeles. Am trecut. Nu recomand. Nu? Acolo ce aveți în fundul acela? Unde? A, picolo. Picolo. Mie nu-mi plac deloc petardele picolo, mi se par îngrozitoare, pentru că sunt o mulțime de oameni care nu știu că nu este voie să le dai oricum și oriunde și ți le pot arunca în geacă și așa mai departe. Trebuie să fim foarte atenți când dăm petarde, pentru că se pot provoca accidente foarte grave. Da, da, niște petarde cu trei focuri. Foarte grave. Și cam atât. Asta a fost colecția mea de petarde. Și candela mea romană. Prezintă. Și artificiile de brad. Repede, mergeți după ele. Deci, dragii noștri, acestea sunt. Aici sunt a plecat. Niște cutii de voodoo. Să le pun la loc, altfel mă ceartă. Petardele coață. Corsarii. FP3-ul, dumbumul, care e, v-am spus, o mare prostie. Și banana, asta, banana face mișto. Vulcanul, uitați-l aici, atenție la ele, nu sunt de joacă. De glumă. Nu sunt de glumă sau de joacă. Acum o să avem o super artificie, steluță de brad. Cam trase. Da, persoana de la care le-am cumpărat. Doar pe asta, are seama de la Mircea Anton. Poate nu-i biată foc. Uitați ce frumos. Super. Acolo nu se vede bine acolo. Acolo e pisicul. Da, dragii noștri. Deci, cam atât. Pentru anul ăsta, așa cum vă spuneam, acestea sunt petardele lui Alex. Și iatele. Și a mele. Aceasta e. Și vulcanul. Vulcanul este al meu. Mi l-am cumpărat eu.
Abia aștept să-l dau. Să aveți mare grijă când dați petardele. Să rețineți mâna. Nu, l-am aruncat la 20 de metri. Nu, acum serios. Trebuie să fiți foarte atent cu petardele pentru că se pot provoca accidente. Noi o să dăm o parte din ele, nu chiar toate în seara asta, pentru că toate sunt foarte astea, multe picolo. Asta nu pe toate, asta pe toate și mai am două baterii. Și mai avem cele două baterii care vi le-am arătat în... Adică, de fapt, partea care v-am arătat în videoclipul trecut. Da. La revedere. Un an super, super drăguț să aveți. Pa, pa, pa!